Alo. Bună, Gheorghe. Bună. Naconiet-o sun. Mă bucur. Da. Chiar se întrebau așa de la Libertate, ce se mai întâmplă, ce mai faceți, cum e cu protestul? Da, nu înțelegi, că e și mine să rup, că am trecut. Mhm. Deci, eu sunt chipui. Cum mai poate făcut așa cu femeile? Trebuie să fă pus cu justificatul, nimeni să nu-mi pe cameră, nimeni să nu-mi dă nici, nimeni să nu dă nici, că ești nici să mă-mi pe altul. Da. Și ați renunțat la fame? Nu, no, da, dacă Daniela fără pastile. Doamne pastile cele care îi aici de viață. Aha. Și fără pastile cele mari. Am înțeles. Și nu îl dădea. Și era imposibil să mai lăs așa. Am înțeles. Voiam și eu unde vânta. Și au fost de încă o dată avocați poporului. Reprezentanți, că nu mai fost chiar domnul avocat. Reprezentant. Dar eu nu știu, că eu eram la judecată, la centru. Aha. Era de 17 ani la Botanica. Da, la Damaschin. Da. Uh-huh. La Botanica, te rog frumos. Da, o să mă uit în agenda și văd la ce oră, sper să se meargă. Da, e că trebuie să vorbesc cu leac mai liber. Ne-am înțeles. Foarte, foarte mult. Și la Curtea Sfântului Justiției am fost numai și în secție specială și s-a uitat pe monitor și ne arată că e acceptat spre examinare data 20 ianuarie. Adică a fost? Nu, e acceptat spre examinare. A, încă mai durează. Și gata. Și gata. S-a pușit. Ești zibil de cap, nu, eu nu înțeleg ce-s cu dânsul. Ești bună, ești așa, vreau să... Dar care caz? Asta pentru eliberare ce ați cerut? Da, asta pentru eliberare, curs la anulare. Le-am anexat ambele sentințe. De condamnare și a mea unde scrie că ești vinovat. Că e condamnată persoana pentru declarație falsă. Am înțeles. Iată, și de pe 20 primiți spre examinare, nici nu a întărit terminul Curtea Supremă de Justiție, nici nu a durat o lună jumătate. Am înțeles. Dacă facem vreo protest, apoi unde e mai bine? Care instituție e mai vinovat când ești în detenție dacă trebuia să fie eliberată? Am la moment e Curtea Supremă de Justiție. Am înțeles. Am la moment e Curtea Supremă de Justiție. Le cerem să numească ședință. Am înțeles. Mai stau o lecuță că ăsta, cum o lecuță că până la data de 70 și mă duc singurit în grevă foame fără Daniela că nu, cu un invalid lângă mine nu trebuie și acum că și era și mai mort ca dânsa. Dar tot, da, tot la penitenciarul 13? Da. În condiții mai civilizate? Da. Mhm. Da. Bine că măcar și mai iau de seamă. Mhm. În ce vă și care are toată 2 ani urmă? Ai, bun. Cu lecul săcă de corectare. Da, da, culegi roadele investiții. Cu mare greu. Păi scurt, am să grăim, mai să vii 70 și da, înțelește. Bun, sper să ne lasă gardiene, că văd. Da, protest, și protest trebuie lume, trebuie, dar nici unul în Moldova și să duc la Curtea Supremă de Justiție. Deci și să-i acolo. Las că nu-i problemă, protestez și singur, că... Nu contează până la urmă câți participă la protest. Da, dar e mai normal când sunt grevă oameni, nu? De acord. Apiaca, ați fi presiune și din interior și din exterior. Da, apia că dată de 70 am tunsul singuric. Bun, Rodica, sper să vorbim în instanță și după aceea să mai decizi. Dacă are rost, poate să fac dreptate chiar atunci. Da, dar mă uit în agenda, poate au mai apărut ceva. Poate să la secție specială, nu prea specie. Pentru Curtea Supremă. Da. Da. Bun. Ne-am înțeles. Ia eu cu capa. Știu. Gata. Mulțumesc. Hai, noroc. Bun, hai să natai. Salutări, Daniele, pa. Apel de la închisoare.